Sărut mâna, stimate doamne, bună seara domnilor, vă spune Vasile Tofan la o nouă emisiune Fiți Oameni. Mă bucur din toată inima să fim iarăși împreună, să fim iarăși în direct. Mă rog din tot sufletul ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea ceea ce numai El poate să vă dea, pace și liniște în inima dumneavoastră. Mă bucur să vă salut pe toți cei care în seara aceasta sunteți cu noi sau în zilele următoare veți putea să urmăriți emisiunea în reluare. Vă salut cu mult respect, vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos. Așa ar trebui să ne binecuvântăm fiecare dintre noi, unul pe celălalt, nu să ne înjurăm și nu să ne vorbim urât, ci să ne binecuvântăm. Vă salut pe cei din Galați, vă salut pe cei din județul Galați, de la Frumușița, vă salut pe cei din Brăila, știu că se uită, oameni din Brăila m-au sunat, mi-au trimis mesaje, mulțumesc tuturor și mă bucur că în seara aceasta știu că se uită și un apropiat prieten de-al meu, un stimat prieten de-al meu, Dudu, așa cum îl cunosc cei mai mulți dintre apropiații lui, cei din casă și ceilalți, îl salut. M-a încurajat nu odată, de mai multe ori prin mesajele pe care mi le-a trimis. Mă bucur că în seara aceasta a ales să urmărească emisiunea Fiți Oameni. Îl asigur că și nu numai pe el, ci pe dumneavoastră, pe toți, vă asigur că nu o să vă pară rău în minutele pe care o să le petrecem împreună. Probabil că toată suflarea românească așteaptă ora zero când vom ieși din starea de urgență, vom intra în starea de alertă. Ceea ce mă rog din toată inima este ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ocrotească România și Dumnezeu să binecuvinteze România. Dumnezeu să nu îngăduie niciunui rău să se întâmple în țara aceasta, ci să continue Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că atunci când ne comportăm ca oameni, atunci când suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu, totul merge bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Dragii mei, pentru început aș dori tare mult să urmărim un material pe care l-am pregătit, colega mea cu siguranță imediat îl va pune. Ceea ce mă rog este ca dumneavoastră să fiți atenți la mesajul care va fi transmis. Desigur, mesajul este adresat special unui loc, unei biserici, dar mesajul este pentru noi toți. Și apoi vreau să vă mai spun ceva, eu l-am urmărit. Personal îmi place extraordinar entuziasmul și pasiunea cu care omul respectiv îl veți auzi că va vorbi. Poate că unora dintre dumneavoastră nu o să vă placă poate fața lui sau nu o să vă placă modul lui de manifestare. Treceți peste lucrul acesta. Important este să ascultăm mesajul. Mesajul este foarte important, este extraordinar de grăitor pentru fiecare dintre noi și apoi, dragii mei, revenim. So I saw this trailer for this documentary called Babies, and I didn't watch the movie because it looked really boring. But it was about documenting these babies who were born in different countries. Like there was one in San Francisco in this really nice hospital, and then, you know, and he's in this really nice apartment later, and the parents are like sanitizing everything. It's just perfect. Then there's another baby that's born in the dirt in Africa and just playing with these rocks. And then another one in Mongolia taking a bath in this tin tub with a goat drinking out of it. And it was just showing how they grew up, and I was thinking, man, if there was a documentary of a kid growing up in Hong Kong, I feel like it's almost like the kids in Hong Kong grow up on a treadmill. And what I mean by this
is it's like the moment you were born, your parents are signing you up for the best preschool, and they're pushing you to crawl before everyone else did, and walk before everyone else, and to think better than everyone else, and they're comparing, if you're not walking fast enough, I'm gonna up the speed on you, because I have to get you in the best primary school so that you can run even faster, so by the time you're in first grade, man, your algebra better be better than all the other kids. And go faster, faster, because I want to get you in this high school. This high school will help you run faster. And if you run fast enough, you'll be one of those few that make it into that university where people run faster than anyone else. Because if you graduate from there, you're guaranteed a job where you can run so fast, and it just feels like everyone in the city is just running. They're just sprinting. They're exhausted. Some of them don't even know why they're running, except to, well, because if I run after I get my job, then I can make sure that if I have a kid, he'll get in the best preschool. But you see these 60, 70 year olds still going after it. And it's not that that's a bad thing. Hard work is good. The problem is one of the verses that is so difficult for those of us in Hong Kong to follow is Psalm 46:10. Be still and know that I am God. You know, I moved from Hong Kong when I was 5, but I was raised by Hong Kong parents. And I know, man, it was just all about efficiency. It was all about achievement. And the thought of being still to have deep relationship with God, honestly, deep relationship felt like a waste of time. Because if I slow down, I'm not going to accomplish the goals that I want to accomplish. And if I slow down, someone's going to pass me up. And so we're going, and we're running. And the problem with this is we were created to have deep relationship with God. God made us relational beings. In fact, there's a way that we were made in which my very spirit, like the core of who I am, was designed to be like deeply intertwined with the Spirit of God. In fact, when He made Adam and Eve, they were in the garden walking with Him. That's the way we were designed. In fact, Jesus said, I and the Father are one. He said this crazy thing where He says, so if you've seen me, you've seen the Father. He talked about this oneness they had, but then He says, and I want you to abide in me, and I will live in you. This is what I was made for. This is what you and I were designed for, to have this deep walk with God, our Creator. But just like Adam and Eve in the garden, they ran off. They wanted to do their own thing. They wanted independence. And so many of us, we have that same tendency where we want to control our own lives. We don't want to spend our time in this intimacy with God. We have things to do. And so we go and we run and we try to control things. But man, that passage in James 4, verses 13 through 16 has never been so real than right now, where He says, come now, you who say, we're going to go to such and such a city tomorrow, stay there for a year, make a profit. He says, you don't even know what your life is going to be like tomorrow. He goes, your life is like a vapor. It appears for a while and then it vanishes. He says, instead, you should say, if the Lord wills, we shall do this or that. He goes, but instead you boast, and all that boasting is evil. God says, you think you're in control? You're going to go to this city and you're going to make this money. How's that working out for you? I bet you in January you had projections for this year. How's it going?
Man, God says even when you try to control your life, you're not in control. Don't you understand that there's something about how right now He just caused every single treadmill to stop? And it's driving us crazy because all we know how to do is run, run, run. And now suddenly I got to fix this machine. I got to, because I got to get running. I got to get back on it somehow. I'm losing ground. But this isn't just to humble us. Yes, I believe God wants to humble us and show us, look, you can't control your life. You can't control tomorrow. But there's something even deeper. Earlier in that chapter, in verse 5, this is so amazing to me. This might be the most overwhelming truth to me in Scripture. In James 4, verse 5, it says, He yearns jealously over the Spirit that He has made to dwell in us. What? You're telling me there's a God in heaven. The Bible says that He sits on this throne in unapproachable light with lightning and thunder and fire all around Him. That there's 100 million angels worshiping Him. And yet it says that being yearns jealously for me. Like He yearns jealously for you. And then maybe this time of isolation has a purpose. And the purpose is He wants to be with me. He's saying, stop running, stop doing your own. I'm going to put an end. I'm just going to stop you for a while because I want to, because I, Almighty God, want to be with you. I want to connect with you. Man. If there's one message to the church in Hong Kong, man, it's what He says to the church in Ephesus in Revelation 2, where He says, you're doing so many good things, but you've forsaken your first love. And what's crazy about that passage is He says, you need to change. You need to repent. He goes, if you don't repent, He says, I'll remove you. That's crazy. He's saying, I would rather not have this church doing all this stuff and not loving me. I want your love. Maybe the most frightening passage is in Matthew 7 when He says, at the end, many will say to me, Lord, didn't I do this? Didn't I do that? And He'll say, depart from me. I never knew you. Be still and know that I am God. The worst thing you could do right now is just get frustrated and stressed out and try to fix everything so you can get back on that treadmill. This is a gift to you. You have a loving Father in heaven. Almighty God, the one who decides whether you keep breathing for the rest of the day. And He's saying, I want you right now. It's a big deal to look at Him and say, no, I've got something better to do. And once I fix this thing, I'm going to get running again. Don't do it. This is His gift. It's a time for you to look back at your life and go, why am I just running aimlessly? God wants you to get off this machine and get deep into a relationship with Him. He wants you to have so much security in Him that's not based upon how you perform. It's not based upon how much you make, how successful you are. It's a God who loves you unconditionally and wants you to be so secure in Him that you no longer fear death or anything because there's so much peace. I'm telling you, the greatest moments of my life have been those times when I'm alone with Him. I try to isolate myself every morning
just so that I can join all of the angels in heaven that are screaming out, holy, holy, holy. And I just isolate myself in my room and I say, oh God, I agree with all the angels. And everything in my being just going, God, I was made to worship you. I agree with all the angels. You are so holy and worthy as a lamb. I can't believe he died for me. And those times when my soul is connected to him, there is so much joy, so much peace. And then he leads me into this adventure. Man, I'm not saying we all just sit around and do nothing. There's work to be done, but it's about us running with him on this adventure. But it starts with you stepping away from that treadmill and having the core of your being connect with him right now. Don't waste another day. God, right now I pray for everyone who's watching this. Please, God, by your grace, even those who don't know how to get deep in relationship, pour your grace on them right now so that everything inside of them would cry out to you and they would find security in you. That they would have so much joy knowing that Almighty God jealously yearns for them. God, I pray for peace. I pray for joy. Right now, God, connect with your creation. Give us a deep desire for you. May we know you like never before. Help us to enjoy this stillness, this gift from you. In Jesus' name. Amen. Urmărind materialul respectiv, au venit la mintea mea întrebări pe care am să le pun în seara aceasta, iar dumneavoastră este de dorit lucrul acesta să căutați un răspuns. Să dați un răspuns și să nu dați un răspuns pentru cel de lângă dumneavoastră, ci să dați un răspuns pentru dumneavoastră, să vă dați un răspuns dumneavoastră înșivă. Am stat și m-am gândit dacă mâine pandemia aceasta s-ar opri printr-o minune pe care Dumnezeu poate să o facă, cu siguranță. Poate să o facă. Dacă mâine s-ar opri această pandemie și acest virus pur și simplu ar dispărea, întrebarea pe care mi-am pus-o a fost aceasta. Cum vor trăi oamenii? Cum își vor trăi oamenii viața mai departe? Ce vor face? Au învățat ceva din tot ceea ce s-a petrecut în timpul acesta? Am învățat ceva? Sau cei mai mulți dintre noi suntem gata să ne întoarcem la vechiul stil de viață? Dacă mâine ar trece pandemia aceasta, cum ne-am raporta fiecare dintre noi la Dumnezeu? Dacă am înțeles că, în primul rând, de la Dumnezeu a venit lucrul acesta. De ce spun asta? Pentru că Dumnezeu guvernează peste întreg pământul. Dumnezeu ține în mâna lui întregul univers. Și indiferent dacă virusul acesta a fost, n-a fost creat, atâtea lucruri care se spun, nu vreau să le comentez. Tot Dumnezeu este acela care îngăduie ceea ce s-a întâmplat. A îngăduit ceea ce s-a întâmplat. Dar oare de ce a oprit Dumnezeu pământul, dacă mi este îngăduit să spun în felul acesta? Oare de ce Dumnezeu a îngăduit șocul acesta? Pentru că trebuie să recunoaștem că a fost un șoc extraordinar pentru întreaga omenire, pentru întreg pământul.
oamenii obișnuiți, da, să facă tot ceea ce le place, să facă tot ceea ce vor, să meargă oriunde vor, oriunde poftesc, deodată totul s-a oprit. Păi lucrul acesta a venit din partea lui Dumnezeu, în primul rând. Dumnezeu a oprit pământul în loc. De ce? Personal, am un răspuns ca să-mi pun întrebări. Și întrebările acestea pe care mi le pot pune, nu-i prima dată când spun lucrul acesta, dar pentru că mama învățăturii este repetiția și eu am să repet și în seara aceasta, poate și în zilele următoare și în emisiunile următoare, trebuie să-mi pun întrebări. Cine sunt? De unde vin? Și încotro mă îndrept. Pentru că iată ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple, a speriat omenirea, a băgat groaza în oameni și oamenii să tem de moarte. Este foarte clar lucrul acesta. Pentru că oamenii au intrat în panică că vor muri și din păcate cei mai mulți care au intrat în panică aceasta nu pot avea un răspuns. Dacă vor muri, încotro vor merge? Încotro te duci după moarte? Știu că cei mai mulți oameni dau răspunsul că în pământ, da? Că din pământ am fost luat și în pământ ne întoarcem. Asta e adevărat. Numai că în carcasa aceasta, sau dacă vreți în țărâna aceasta, în cortul acesta de lut, este sufletul pe care Dumnezeu l-a așezat. Și sufletul se întoarce la cel ce l-a creat. Și cel ce l-a creat, spune Biblia, că îi va da un trup. Și acolo va fi o judecată. Și vei fi judecat. Încotro, ce fel ți-ai trăit viața cât ai fost pe pământ? Pentru asta a oprit Dumnezeu în loc pământul întreg și pentru asta a oprit Dumnezeu oamenii din alergarea lor. Pentru că alergam și ați urmărit materialul. Fiecare dintre noi alerga. Unul mai grabnic, altul mai încet, unul mai rapid, altul mai lent. Eram cu toții într-o alergare. Într-o alergare, toți, fără nicio excepție. Și acum a trebuit să ne oprim. Da? Și să ne punem întrebări. Sau o altă întrebare pe care trebuie să ne pun. Ce fel de relație, ce fel de legătură, ce fel de comuniune am eu cu Dumnezeu? Am o legătură cu Dumnezeu. Am o părtășie cu Creatorul Universului. Ați urmărit, mă gândesc că ați fost atenți. Dacă nu, îl puteți urmări în zilele următoare, când emisiunea va fi dată în eluare. Trebuie să am o legătură cu Cel ce m-a creat. Că nu-i așa? Îl numesc Tatăl nostru care ești în ceruri. Dacă îi spun Tată, am o legătură cu Tatăl Ceresc, ce îi spune? Copilul tău să n-aibă nicio legătură cu tine. Să-ți spună, da, ești tatăl meu, ești mama mea, dar n-am nicio treabă cu tine. Ce îi spune? Cum ți-ar pica lucrul acesta? Cum ți-ar conveni situația? Desigur că nu ți-ar conveni. Desigur că nu ți-ar conveni. Mă uit la frumoasa mea soție câteodată. Avem băiatul cel mare care s-a căsătorit și este plecat din țară și mă uit la ea uneori, mă întreabă, pe tine te-a mai sunat? Că pe mine nu prea mă sună. Suferă. E normal. Pentru că ea l-a crescut. Mai mult, noi l-am crescut. Da? Mama este cea care pune copilul la piept. Și e clar că e o suferință. Da? Este clar că atunci când copilul nu dă semn de viață, când copilul nu vrea să comunice cu tine, e o suferință. Foarte normală. Păi dacă e la om, este și la Dumnezeu. La fel, Dumnezeu vrea ca să aibă o comuniune cu noi. Nu doar când avem nevoie. Nu doar când avem un necaz. Că atunci oamenii îl caută. Dar după ce trece necazul, oamenii uită. Exact așa cum s-a întâmplat, cei care sunteți obișnuiți și citiți din Noul Testament,
când Domnul Iisus a întâlnit pe cei 10 leproși, i-a vindecat pe toți, a avut milă de toți. Dar spune Scriptura că după ce au plecat, numai unul s-a întors ca să-i mulțumească. Și asta e o imagine a multor oameni. Atunci când suntem la greu, îl căutăm pe Dumnezeu. Atunci când suntem la greu, ne rugăm lui Dumnezeu. Suntem gata să facem parcă orice. Și mai ales când e vorba de sănătatea omului, mai ales când omul ajunge pe un pat de spital sau când îl lovește o boală. Îl caută pe Dumnezeu. Dar după ce se face sănătos, nu-l mai caută. Asta se întâmplă. Oamenii sunt obișnuiți doar la câte o sărbătoare să-și mai aducă aminte de Dumnezeu. Doar la câte o sărbătoare să mai pronunțe numele Lui. Și atunci, vai și amar, și atunci știm cu toții ce fel sărbătoresc cei mai mulți oameni Paștele care a fost și sărbătorile care sunt în cursul anului. Mâncare, băutură și altele de felul acesta. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-i mulțumim în primul rând, mă gândesc cu viața noastră, e frumos să spui și din gură mulțumesc, dar nu-i de ajuns. Ci trebuie ca Dumnezeu să vadă și în viața ta o expresie a mulțumirii. Pentru că dacă tu spui din gură mulțumesc, dar cu viața trăiești pentru celălalt Dumnezeu, pentru că sunt doi, da? Știți bine care sunt cei doi, unul este cel care a creat pământul, universul și tot ce este în ele și celălalt este dușmanul lui Dumnezeu. N-am să-i pronunț numele. Și din păcate cei mai mulți oameni pe el îl slujesc, pe celălalt Dumnezeu care e cu D mic. Pentru că atunci când minți, când furi, când înșeli, când urăști, când faci atâtea, n-ai cum să spui că îi slujești lui Dumnezeu. Este imposibil lucrul acesta. Trebuie să îmi pun întrebarea asta și trebuie să spui întrebarea asta. Ce fel de legătură am eu cu Dumnezeu? Pentru asta a fost creat omul. Omul a fost creat ca să aibă comuniune, să aibă legătură cu Dumnezeu, să se bucure de ceea ce Dumnezeu a creat și Dumnezeu să se bucure de el. Numai că ce a făcut omul? A făcut ceea ce citim în Biblie și ca să întăresc lucrul acesta pe care l-am spus, că Dumnezeu l-a creat pe om ca să aibă o comuniune cu el. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 15. O să vă rog frumos să-mi îngăduiți să citesc câteva versete. Sunt cuvintele Domnului Iisus: eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, spunea Domnul Iisus ucenicilor. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Asta înseamnă să ai legătură cu Dumnezeu. Tu să rămâi în El și El să rămână în tine. Și desigur că sunt oameni care se miră poate, dar cum e posibil așa ceva? Păi Biblia te învață cum e posibil așa ceva. Dar n-ai timp să citești Biblia. Nu vrei să citești Biblia. E o carte plictisitoare. Nu e plictisitoare. Dacă o citești cu interes, dacă realizezi că ai fost creat cu un scop pe pământul acesta. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Da, aș vrea să nu mint, dar cum? Aș vrea să nu fur, dar cum? Pentru că în lăuntru meu, în firea asta pământească, sau firea asta pământească mă îndeamnă numai la rău, mă îndeamnă numai la a face tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Cum este posibil să te împaci cu Dumnezeu, să intri într-o legătură cu El? Am să spun puțin mai încolo. N-am spus o prima dată, nu o spun nici ultima dată. Dacă Dumnezeu mă ajută, am să o mai spun și de aici înainte. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Care să fie această roadă? Tot ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Tot ceea ce este
plăcut înaintea oamenilor. El ne-a arătat. Pentru asta a venit Hristos pe pământ și a trăit 33 de ani jumătate. Ca să fie înainte mergătorul nostru, ca să fie modelul nostru, ca să ne arate ce fel de roadă trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Extraordinar cuvânt. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Acum, îngăduiți-mi să spun că atunci când El rămâne în mine, adică cuvântul Său, da? La asta se referă. Cuvântul Său, cuvintele pe care El le-a lăsat scrise aici, rămân în mine, sunt adânc săpat în inima mea și eu rămân în El. N-am să cer de la Dumnezeu lucruri care nu sunt de folos. N-am să cer de la Dumnezeu vreun palat. N-am să cer de la Dumnezeu mai știu eu ce grozăvie. Ci am să cer ceea ce este de folos și pentru mine și pentru cei din jurul meu. Și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult această vorbă pe care am pus-o la inimă. A spus-o un om al lui Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu. Îndrăgostește-te de El și fă tot ceea ce îți place. Extraordinară vorbă. Păi atunci când îl iubești din toată inima pe Dumnezeu și când ești îndrăgostit de El, niciodată n-ai să faci ceva ce Lui nu-i place. Niciodată n-ai să faci ceva ce pe El îl rănește, îl întristează, îl mâhnește. N-ai să faci. Ai să faci tot ceea ce e plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Citiți Evanghelia după Ioan. Am citit din capitolul 15 câteva versete. Citiți Noul Testament, o carte care îl aduce pe om la viață, prin care Dumnezeu îl aduce pe om la viață. O carte pe care dacă o citim și pe care dacă o împlinim, ne dă multă înțelepciune. Ne ajută ca să fim oameni adevărați. Da, ne ajută ca să fim oameni adevărați. Ne ajută ca să fim oameni plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Este important să-L pui pe Dumnezeu pe cel din tâi loc. Este important să-i oferi lui Dumnezeu cel din tâi loc în viața ta. Pentru că atunci toate lucrurile merg într-un mod deosebit. Atunci toate lucrurile El le așează în așa fel încât bucuria ta va fi deplină. Câți oameni nu și-au făcut planuri la începutul acestui an? Că se duc acolo, s-au duc dincolo, unii și-au cumpărat bilete, vacanțe, peste vacanțe. Oamenii și-au, chiar eu cunosc câțiva, care și-au făcut multe planuri la începutul acestui an, în ianuarie. Ce s-au ales de planurile lor? Praful. S-a oprit totul. Acum, unii plâng ca să li se dea banii înapoi. Câteodată e posibil, câteodată nu e posibil. Pentru că cei care au plătit la rândul lor, cei care au încasat la rândul lor, clar că au folosit banii aceștia. Acum, de unde să-i mai dea înapoi? Da? Produce tulburare. Vezi ce înseamnă să faci planuri, cum spunea omul respectiv, să spui mai întâi, dacă Dumnezeu va vrea, voi face aia și aia și aia. Dacă Dumnezeu va vrea, mă voi duce. Cum obișnuiesc de multe ori să spun și i-am învățat pe copiii pe care Dumnezeu mi-a dăruit să spună, dacă Dumnezeu va voi, vom face aia și aia și aia. Dacă Dumnezeu nu va voi, nu vom face nici aia, nici aia altă. Este important, dragii mei, extraordinar de important să-L așezăm pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și să spunem, Doamne, Tu înainte și noi după Tine. Tu înainte și noi în urma Ta. Pentru că numai Dumnezeu se pricepe cel mai bine și numai Dumnezeu știe cel mai bine ca să așeze lucrurile în viața noastră. În toate domeniile. În toate domeniile. Am obișnuit să
întreb tinerii. La un moment dat am avut multe întâlniri cu tineri prin locurile pe unde am călătorit și am întrebat tinerii, ce ai să faci după ce termin cele 12 clase? Păi ziceam să dau la facultate. Te-ai rugat lui Dumnezeu să vezi dacă e plăcut înaintea lui, să vezi dacă ceea ce ai ales tu îi place și lui, că s-ar putea tu să vrei ceva și el să vrea altceva. De ce? Pentru că el știe cel mai bine. Pentru că el știe cel mai bine. De aceea să spui așa cum Domnul Iisus a spus, totuși facă-se voia ta, nu voia mea. Ce frumos ar fi ca oamenii întotdeauna să spună lucrul acesta. Doamne, aș vrea lucrul ăsta, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Și Dumnezeu știe cel mai bine ceea ce este de folos pentru noi. Cum vorbeam cu un tânăr și îmi spunea că iubește o fată și nu e rău să fii îndrăgostit, dar l-am sfătuit, roagă-te lui Dumnezeu și vezi dacă ceea ce vrei tu, ceea ce îți place ție, îi place și lui. Și atunci când pui problema aceasta în mâna lui Dumnezeu, atunci el se pricepe cel mai bine ca să conducă lucrurile și atunci bucuria ta, iarăși spun, va fi deplină și atunci vei înțelege că el cu adevărat te iubește. Am fost impresionat, vă spun sincer, am fost impresionat de mesajul acestui om, de aia am avut dorință ca să îl vedeți și dumneavoastră. Am fost impresionat de pasiunea cu care a vorbit omul acesta și mișcat de cuvintele pe care le-a vorbit și extraordinar de adevărate. Parcă îți vine greu să crezi. Cum, Doamne, Tu să ne iubești în felul acesta? Pe toți! Nu face diferență Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Din păcate, cei mai mulți oameni nu vor avea parte într-un final de dragostea aceasta lui Dumnezeu. Vor trebui cu rușine, vor trebui cu durere să plece într-o zi din fața lui Dumnezeu, pentru că la sfârșit omul va auzi două cuvinte din gura lui Dumnezeu. Du-te, vino sau du-te. Atât va, că cineva s-a întrebat cum va judeca Dumnezeu miliarde de oameni. Extraordinar. Păi ce, Dumnezeu e om? Cum a creat Dumnezeu totul? A spus și s-a făcut. Da? Să fie lumină și a fost lumină. Să fie apă și a fost apă. Să fie soare și a fost soare. El nu s-a apucat să ia vreo daltă. El nu e om. E Dumnezeu. Și atunci, la fel va judeca Dumnezeu lumea. Va spune, du-te sau vino. Va spune, vino sau du-te. Simplu. Dar pentru asta avem nevoie. Avem nevoie ca să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Stimați respectatori, care urmăriți emisiunea aceasta, fiți oameni și atât de mult mă rog și continui să mă rog și nu sunt doar eu cel care mă rog, sunt mulți oameni care se roagă pentru ca ceea ce vedeți în emisiunea Fiți Oameni, dumneavoastră să puneți la inimă. Pentru că pentru aceasta Dumnezeu m-a ajutat să pot să vin în emisiunea aceasta, să pot să realizez emisiunea aceasta, ca să le spun oamenilor cât de plăcut și cât de frumoasă este viața alături de Dumnezeu. Să o trăiești așa cum se cuvine. De când se naște și până moare, omul este într-o continuă alergare. Și nu mai are timp. Da, nu mai are timp să se gândească la cel ce l-a creat. Nu mai are timp omul. Că asta spun astăzi oamenii. Când îi întreb ceva din cele sfinte, zice, nu mai am timp. Timpul nu e în zbor, cum bine spunea cineva, ca să-l prinzi și să-l bagi în buzunar. Timpul ți-l faci. Atunci când ai un interes, timpul ți-l faci. Dar uite ce frumos că Dumnezeu ne-a făcut parte și ne-a dat fiecare dintre noi suficient timp ca să citim și Biblia, suficient timp ca să ne punem și întrebări, suficient timp ca să căutăm răspuns la întrebările vieții. Câți dintre noi înțelegem cât de mult, o altă întrebare, câți dintre noi înțelegem cât de mult ne dorește Dumnezeu să fim cu El?
să avem părtășie cu El, să avem comuniune cu El. Câți dintre noi pricepem oare lucrul acesta? Da, cei mai mulți oameni, din păcate, aș vrea să nu fie, dar din păcate cei mai mulți oameni abia așteaptă să revină totul la normal ca să reia și ei vechea viață din nou. Nu se va mai întâmpla așa ceva. Nu cred că Dumnezeu va mai îngădui așa ceva. Se tot vorbește în stânga, în dreapta, să se deschidă, eu zic, cred că cel mai potrivit ar fi să spună clădirile bisericilor, că aud, am citit și în presă, să se deschidă bisericile, biserica e deschisă. Biserica nu poate închide nimeni niciodată, pentru că biserica nu e o clădire, biserica sunt oamenii și oamenii care au comuniune, au părtășie cu Dumnezeu. Dar, haideți să spunem așa, toți așteaptă să se deschidă bisericile. Bun. Și dacă mâine se deschid bisericile, ce se întâmplă? Și ce se întâmplă? Și ce se va întâmpla? Să dea Dumnezeu să nu fie adevărat. Dar mă tem că este adevărat. Cei mai mulți se întorc iarăși la ritualurile lor. Cei mai mulți se întorc iarăși la obișnuința lor. Pentru că n-am învățat. Și nu vrem să învățăm că Dumnezeu n-are nevoie de niciun ritual și nu are nevoie de nicio tradiție și nu are nevoie de nicio formă. Dumnezeu are nevoie de tine. Dumnezeu are nevoie de viața ta. Dumnezeu are nevoie de pașii pe care îi trăiești pe pământul acesta. Cum îi trăiești? Cum îi faci? Cum îi pui? La aia se uită. Aia îl interesează pe Dumnezeu. Nu îl interesează altceva. Dacă mâine se deschide și ne întoarcem iarăși, da? Să deschid bisericile, să deschid clădirile bisericilor. Reluăm vechiul ritual, să nu se deschidă. Să nu se deschidă. Și unii au crezut că am ceva, dar nu am nimic. Că am spus lora cu care am discutat, eu aș vrea să mai stea închis încă vreo 6 luni. Da, să mai stea închis încă vreo 6 luni ca să înveți bine să faci biserica acasă la timp. Să înveți bine că Dumnezeu vrea să ai o comuniune cu El. Să vezi bine că Dumnezeu vrea ca să te temi de El, adică să-L iubești, să-L respecti. Să vezi bine ce înseamnă să ai legătură cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune. Da? Cei mai mulți oameni nu știu ce înseamnă rugăciune. Ei cred că rugăciune înseamnă niște formule pe care le-au învățat sau le-au citit undeva. Nu e asta rugăciune. Ce rugăciune înseamnă să îți deschizi sufletul și să spui lui Dumnezeu ceea ce este acolo. Nu înseamnă să citești de undeva, da? Că cel care a scris rugăciunea, bine a scris-o, nu mă îndoiesc, da? Nu mă îndoiesc, dar cel care a scris rugăciunea a avut o stare, tu ai altă stare. Cel care a scris rugăciunea a avut o problemă, tu ai altă problemă. Rugăciune înseamnă să-mi deschid eu sufletul și să comunic eu cu Dumnezeu. Să-i spun eu lui Dumnezeu ceea ce este în inima mea. Aia este rugăciune. Câți dintre noi ne rugăm? Câți dintre noi, când ne ridicăm din așternut, stăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, merg astăzi la muncă, merg astăzi în călătoresc cu mașina, te rog, fii cu mine, Doamne, ajută-mă să-mi stăpânesc limba asta, ajută-mă să-mi înfrânez mânia care ne cuprinde pe mulți dintre noi, ajută-mă, Doamne, să-mi înfrânez instinctul ăsta animalic care de multe ori ies afară. Și vedem lucrul acesta în trafic, în magazine și în atâtea locuri pe unde mergem. Doamne, vreau să fiu un om. Vreau să dau dovadă că sunt un creștin adevărat. Câți dintre noi, dragii mei, ne rugăm? Din nou spun, foarte puțin. Extraordinar de puțin. Câți dintre noi realizăm cât de mult ne iubește Dumnezeu și vrea ca noi să răspundem iubirii Lui? Câți? Câți dintre noi realizăm, conștientizăm că aerul pe care îl respirăm vine de la El, apa pe care o bem vine de la El, tot ceea ce hrănim trupul acesta, cu ceea ce hrănim trupul acesta vine de la El. Câți dintre noi realizăm? Sau credem că totul este de apucat? Câți dintre noi mulțumim lui Dumnezeu pentru felia de pâine pe care o duc la gură? Câți dintre noi? Câți dintre noi mulțumim atunci când bem un pahar cu apă? Da? Câți dintre noi spune, Doamne, îți mulțumim din toată inima că bem apă, putem să bem apă. Îți mulțumim din toată inima pentru tot ceea ce Tu ne dai. Mă rog înaintea lui Dumnezeu cu toată inima ca
să aducă vremuri de trezire spirituală peste țara aceasta. Cea mai mare nevoie a României este o reformă spirituală. Cea mai mare nevoie. Pentru că atunci când omul intră în comuniune cu Dumnezeu, atunci când omul se întoarce cu toată inima la Cel care l-a creat, atunci când omul înțelege că El a dat viața și doar El știe să conducă această viață, lucrurile se vor schimba. Dacă nu înțelegem asta, dacă nu înțelegem că trebuie să ne oprim, pentru că unii, chiar dacă ne-am oprit, încă în mintea noastră alergăm, trebuie să ne oprim din tot ceea ce nu ne face decât rău și să înțelegem, stimate Doamne, stimați Domn, că avem mare nevoie de acest Dumnezeu care ne-a creat și care l-a trimis pe singurul lui Fiu să moară pentru păcatele noastre. Avem nevoie de acest Dumnezeu care ne-a arătat cea mai mare dovadă a dragostei Lui pentru noi când a murit la Golgota. Avem nevoie, trebuie să ne întoarcem la El. Cum pot să intru în comuniune aceasta cu Dumnezeu? Cum pot să restabilesc legătura aceasta pe care păcatul a rupt-o? Prin pocăință. Adică stânga împrejur. Întoarce-te de la drumul pe care mergi la Dumnezeu. Asta înseamnă. Întoarce-te cu toată inima la Cel care te-a creat și El va fi bucuros să-ți conducă viața și să te învețe să pui pași corecți, pași mici și siguri pe pământul acesta. Întoarce-te la Dumnezeu cât încă se mai spune astăzi, pentru că iarăși amintesc, cel mai nepoftit musafir care îți poate bate la ușă este moartea. Și dacă moartea te-a surprins nempăcat cu Dumnezeu, dacă moartea a venit și legătura ta cu Dumnezeu nu e bine strâns legată de El, următorul pas este într-un loc de chin și de suferință. Nu vreau să sperii pe nimeni, pentru că poate sunt unii care gândesc în felul acest. Domnul Iisus a făcut multe avertizări, dacă veți citi Noul Testament. De multe ori a avertizat pe oameni: vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tâlcoale ca un leu să vadă pe cine să mai înghită. De multe ori Dumnezeu ne-a atenționat. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze România. Mă rog din toată inima ca să trimită din cer, numai El poate, un duh de cercetare în fiecare inimă. Să trimită Dumnezeu din cer în conștiința fiecărui român că trebuie să facem o schimbare. Ca să pot să fac o schimbare, desigur, că trebuie să îmi pun întrebările pe care ați auzit că le-am pus. Și trebuie să găsesc răspuns la aceste întrebări. Numai în felul acesta, ne vom putea bucura de zilele pe care le mai putem trăi, le mai avem de trăit pe pământul acesta. Numai în felul acesta vom putea fi folositori pentru cei de lângă noi și pentru cei din jurul nostru. Numai în felul acesta vom putea să facem cinste lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze orașul Galați, să binecuvinteze România întreagă și din adâncul inimii să facă, mă rog lui Dumnezeu, să facă ca în viața fiecărui om să fie restabilită această legătură cu El. Când ai scos din priză un aparat, s-a terminat. Nu mai funcționează, orice mașinărie ar fi. Când ai deconectat-o de la sursă, s-a terminat. Oricât de performant ar fi, oricât de extraordinar ar fi, nu mai e de folos nimănui. Așa se întâmplă cu omul care a fost deconectat de păcat, de Dumnezeu. Nu mai este de folos. Și vedem, din păcate, avem multe exemple. Ceea ce este necesar și benefic pentru noi toți
este legătura cu Dumnezeu, să fie grabnic refăcută. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă doresc în continuare toate cele bune și nu uitați, până săptămâna viitoare, fiți oameni. Doamne ajută!